Numărul de amendamente la legile justiției promovate cu obstinație de domnul Cătălin Predoiu, ministrul justiției, este atât de mare încât comisia specială investită de Parlament pentru a le discuta a amânat cu câteva zile dezbaterile pentru că parlamentarii pur și simplu nu au timp să le studieze. Iar o mare parte dintre aceste amendamente sunt introduse în mod straniu de un parlamentar care, în acest moment, după ce a fost dat afară de domnul Ciolacu din PSD, mă refer la Dumitru Coarnă, este independent. Cum se explică că un independent a reușit să introducă atât de multe amendamente? Este foarte simplu. El a beneficiat în acest sens de susținerea unui partid neparlamentar, Coaliția pentru Națiune, care are juriști de marcă și l-au ajutat pe domnul Coarnă să introducă respectivele amendamente. Atenție! Asistăm din nou la o încercare a Ministrului Justiției, a domnului Cătălin Predoi, după ce a făcut atâtea nenorociri cu cele patru coduri, într-o altă sesiune în care a fost a avut acest portofoliu, la o altă nenorocire pe care se pregătește să o facă prin legile justiției. În mod normal, toate aceste legi ale justiției ar trebui respinse în bloc în acest moment și refăcută întreaga procedură.